Stella este un om care trăiește pentru alții. Eu îi spun Stella, e mama mea adoptivă, dar îi spun Stella. Este un om care trăiește pentru alții. Un alt aspect, faptul că Stella nu e niciodată obosită, nu se plânge niciodată, este greu, totdeauna e bine dispusă, realmente asta e starea ei. Acestea erau cuvintele Doinei Maximilian despre Stella Popescu. Cuvinte care au definit acest suflet cald și neobosit. Un om care toată viața a dăruit iubire tuturor, fără să ceară nimic în schimb. Stella a fost un etalon și un exemplu de urmat pentru oricine a cunoscut-o, Doina Maximilian. Fiica adoptivă a îndrăgit-o și, spune ea, a simțit-o mereu aproape, gata să răspundă oricărei nevoie ar fi avut. Doina povestește despre copilăria ei fericită, dar și despre tot ceea ce Stella i-a oferit, căldura unei mame, stabilitate și iubire necondiționată. Stella este un om care trăiește pentru alții. Eu îi spun Stella, e mama mea adoptivă, dar îi spun Stella. Este un om care trăiește pentru alții. Tu ești singura care am spus Steluța, de fapt. Da, da. Așa că prima care a beneficiat de această calitate a ei, în afară de toți prieteni, vecini și oricine, pe oricine poate ajuta, și aici în parcare a ajutat pe cineva să parcheze adineauri, orice! Eu sunt prima care, într-adevăr, am beneficiat de această calitate. Nu ne-a refuzat niciodată până în ziua de astăzi. Vreau să vă spun că orice salut al meu, bună ziua sau la revedere, este și eu și fiica mea, care acum, fiind în Germania, altfel ar fi venit și ea, orice salut al nostru urmează ce ai nevoie. E ceva îngrozitor, vă spun. Stau și mă gândesc ce am nevoie ca să-i satisfac dorința. Deci nu avem că nu poate să vorbească în public, uite, vezi, dacă fiind profesoară, vă dați seama că poate să vorbească. Sau mai am un exemplu devotamentului ei și dragostei lor. Au fost în Israel într-un turneu și eu visam banane. Pe atunci nu se găseau banane, a fost o problemă când apăreau banane, a fost o coadă. Au venit cu o creangă imensă de banane, cu frunze, cu tot, 5 kg mi-au adus, da? Deci... Asta sunt traumele adolescenței și mele. Doina Maximilian a vorbit despre modul deosebit în care a fost crescută de tatăl ei și de mama sa adoptivă. Când aveam 13 ani, atunci i-am cunoscut, trebuia să termin liceul în Bratislava, dar fiecare vacanță, vară, iarna, deja veneam la ei, deja primeam sprijinul și material și afectiv. Și în clipa în care am terminat liceul, am venit și am spus, iată-mă, nu mai plec. Și până în ziua de astăzi n-am regretat nicio clipă. Ea nici nu știe ce noroc a avut că am cunoscut-o la 13 ani, pentru că dacă eram copilul ei, o exploatam într-un hal fără de hal. Vă puteți imagina să aveți la 13 ani să deschizi ochii pe doi părinți grozau, celebri, frumoși, și care mi-au spus din clipa asta, Doina, orice ai nevoie, noi îți stăm la dispoziție. Și acum am spus, dacă tot m-a adus, dau din casă. Spune tot. Primele cadouri mele, cele mai grozave, nu mai știau ce să-mi fac. A fost ceva îngrozitor pentru mine. Noi, dacă n-am avut copii, ea mi-a îndeplinit toate dorințele, știi, ca prezență în familie. Și pentru ea și o fată foarte cuminte și foarte frumoasă și cuminte, interesantă, inteligentă. Dar e plină de calități, mâncau ar mama. Dacă o făceam, eu nu era chiar așa de deșteaptă. Asta e adevărat. Nu, eram alintată, eram mult mai alintată. Stella Popescu vorbea cu mândrie despre familia ei și își adora fiica și nepoata, care i-a și moștenit, spune ea, caracterul și frumusețea. A venit o nepoțică. Ne împăcam, cred că da. Bine că nu ți-am adus-o, pentru că te-ai fi îndrăgostit de ea, așa e de frumoasă. Și ce e cel mai grozav, nu că e frumoasă, seamănă cu Stella fantastic. Da, asta e o chestie foarte interesantă. Fiica ei... am imagini din film de altă dată, din emisiunile mele de televiziune, seamănă fantastic cu mine. Fantastic, da. Și cu modestia caracteristică marilor oameni, spunea că niciodată nu s-a simțit frumoasă, chiar dacă a fost considerată una dintre cele mai admirate femei din România. Mai mult decât atât, nici mama ei, spunea zâmbind Stella Popescu, se pare că nu o considera un copil frumos. Doamna Popescu, dar ce fată frumoasă aveți! Stella? Frumos, pe dracu, dar nu-i frumos deloc, dragă. Nu, și mai spunea Stella. Eu sunt frumoasă. Lipișoasă. În cariera mea, cred că cel mai mare rol l-a jucat sinceritatea și o anumită farme, o anumită simpatie pe care am inspirat-o publicului. Mai puțin frumusețe. Am fost o femeie simpatică. Revenind însă la fiica ei, Doina o caracterizează pe Stella ca fiind neobosită.
ca un bulgăre de energie pură, care niciodată nu se plângea de nimic, mereu cu zâmbetul pe buze, care transmitea tuturor o minunată energie pozitivă. Un alt aspect, faptul că Stella nu e niciodată obosită, nu se plânge niciodată, este greu, totdeauna e bine dispusă, realmente asta e starea ei. Vă dați seama, zi de zi să ai de-a face cu un asemenea om. E foarte obositor, vă spun eu. Drept care am spus că dacă tot am venit, mă folosesc de această ocazie, să adresez producătorilor, impresarilor, vă rog frumos, mai e până în 90 de ani, să o chemați, să o distribuiți, să-i ocupați timpul, vă rog frumos, că ne chinuiește pe noi. Altfel, mă gândesc de pe acum, când va avea 90 de ani, n-aș vrea totuși că Stella la prânz vine din Africa de Sud și seara e la Focșani. Ceea ce stăm de vorba, să ne relaxăm, să ne simțim bine. Discuțiile noastre sunt despre ce am făcut și ce vom face. Și ce o să mai facem. Ca să ajung acasă și spun așa, Dăința, dragă, gata. Da, hai să ne mâine simțim bine. Mâine am ultima filmare și pe urmă sunt liberă. Și ea se uită așa la mine. Las că găsești tu ceva de făcut. Când se întâmplă un interval de ore și Stella stă acasă și nu are activitate și, Doamne ferește, n-a căutat-o nimeni un timp de, o simt după voce și după atitudinea ei, că zic, Stella, aoleo, să nu te îmbolnăvești, să nu repede, să vedem cine... Da. Nu suportă inactivitate. Nu suportă. Nu mai știu să mă odihnesc, știi? Nu mai îmi convine să mă odihnesc. Am intrat într-o mașinărie fantastică. Stella Popescu vorbea cu drag despre fiica ei, ca o adevărată mamă, care cunoștea și cel mai mic colțișor din sufletul copilului său. Știa totul despre Doina și amuzată își aducea aminte de primul ei iubit cu care s-a și căsătorit. Calitatea fiicei mele atunci era o timiditate îngrozitoare și când a început abia să-mi vorbească de domnul Radu Gheorghe, pe care pe urmă s-a și măritat, și pentru că fetița noastră este fata lui Radu Gheorghe, ca un bujor așa și la față, și am crezut că a omorât pe cineva, că mi-a furat toți banii din casă și i-a dus undeva, că a făcut ceva îngrozitor, că așa era de roșie și de speriată. Mi-a fost rușine, așa este. Da, ei a fost rușine. Am fost măritată și trebuia să-i spun că cred că o să am un copil. Era foarte timidă, așa că era foarte sensibilă. Prietenilor mei le spun când vorbim că de acum încolo trece vreme, că și trebuie să ne aranjăm viața mai spre bătrânețe. Totdeauna le spun, eu n-am nicio grijă la bătrânețe, de mine o să aibă grijă Stella. Din păcate însă, acum Stella Popescu poate să aibă grijă de fiica ei doar din ceruri.